Pentru mine, acasă, la Via, a însemnat anul trecut lucrarea cu copiii. Și mai mult de atât, echipa de învățători. Dacă ar fi să spun într-un cuvânt cum aș descrie anul care a trecut prin prisma lucrării cu copiii, aș putea spune că Bunăvoința lui Dumnezeu a fost peste noi. Și cum am cântărit lucrul acesta? Anul trecut, în ianuarie 2021, reporneam activitatea la grupele de copii. După câteva luni de pauză, 2020, septembrie, decembrie, aveam doar grupe de preșcolari. Și în marea bunăvoință a lui Dumnezeu, am reușit ca din ianuarie 2021 să repornim grupele la cele cinci grupe de copii. În iunie încheiam lucrarea cu 22 de oameni implicați în lucrare. Perlele lucrării cu copii nu stau într-un om, ci stau într-o echipă de oameni implicați. Dumnezeu a fost bun cu noi pentru că a mișcat oameni. Oameni care s-au dăruit și au deschis inima și în loc să stea duminică de duminică aici, între noi, între voi, au ales să se implice la grupele de copii și anul acesta, în decembrie, bunăvoința lui Dumnezeu a fost din nou peste noi, când am făcut numărătoarea, sora Popa, eram 35 de oameni implicați în lucrarea cu copiii. nu așa? Dumnezeu, urmarea lui bunăvoință, a mișcat oamenii, a stârnit la slujire. Și trebuie să mai menționez că anul trecut, când după ce s-a încheiat școala, am avut acel eveniment care de obicei se întâmplă în fiecare an, școala de vacanță. După pauza din 2020, în marea lui bunăvoință, Dumnezeu ne-a dat această oportunitate să organizăm școala de vacanță și am avut și acolo, din nou, niște perle de care ne-am bucurat enorm. Dumnezeu a mișcat. Adolescenții acestei biserici. Când am făcut chemarea la grupele de adolescenți Sens și Reset de a se implica în școala de vacanță, am fost copleșită de răspunsul lor. Când, înainte de școala de vacanță, cu două săptămâni, ei au răspuns chemării noastre și am avut peste 40 de adolescenți din Via care au dat o mână de ajutor învățătorilor și școlii de vacanță, începând de la proiectare, închinare, călăuze, așa cum obișnim noi să-i numim la școala de vacanță, scenete. Așa că Dumnezeu nu doar că a mișcat oameni la slujire în lucrarea cu copiii, ci a mișcat și pe adolescenții noștri Dragi părinți de adolescenți, continuați să stați pe genunchi pentru ei, continuați să vă rugați și dacă aici este contextul unde ei devin mai buni, să-i aducem mai des. Așa că, cu mare, mare recunoștință, pot spune că în lucrarea cu copiii, Dumnezeu a transformat oameni în perle punând în ei dorința de a sluji sub diverse forme și ne-am bucurat chiar și de adolescenții noștri care au ales și ei să-și deschidă inima pentru slujire. Deci Dumnezeu chiar este bun cu noi. Și pentru anul care urmează, mă rog din nou, ca marea lui bunăvoință să fie peste noi, peste lucrarea cu copiii, peste echipa de învățători, peste adolescenți. Și el să fie cel care să întărească lucrarea mâinilor noastre.